Salutare tuturor, numele meu este Casi și bine ați venit la un nou episod din Subnautica. Continuăm în episodul de astăzi să facem ce și noi mai bine, să facem cercetări, pentru că why not? Astăzi trebuie să fac de toate, am această minunată, asta nu-i mimoză, dar pot zic mini-mimoză, așa, care va trebui să o upgradăm și nu știu cum trebuie să o upgradăm, plus că vreau să fac niște cercetări, vreau să mă duc în spate, what is your, he's a stinky, vreau să mă duc în spatele... Dai mă, dă-te de aici. Vreau să mă duc în spatele racheții, mă, ce-i în spatele? Pentru că știu că acolo e un Reaper, acolo e un Reaper, acolo nu mă duc, deci trebuie să dau ocolul, cred că mă duc pe partea aia, pentru că acolo nu se vede nimica și n-am chestia să arunc un Reaper în fața mea și să mă mănânce. Deci, da, plus eu o să mă mai duc încă o dată la Mimoză să văd dacă pot să recuperez ceva. Sincer, n-am mai refăcut nimica până acum, doar, ba, de fapt, am făcut. Trebuie să vă arăt ceva, dragi prieteni, în primul și primul rând, eu am construit această minunată chestie ce am aici, Habitat Builder. În Habitat, cu Habitat Builder-ul respectiv, da, se pare că pot să construiesc anumite chestiuțe. Asta nu mai ia, mă, uai! Încă mi-e ciudă, sincer. Ok, pot să... Mamă, deci câte upgrade-uri sunt, tată! Mamă, câte upgrade-uri sunt, eu nu știam de greu. Ăsta vreau să fac acum. Simaf Diff Magiu MK1. Da, având în vedere că eu am aici anumite materiale, am un titanium ingot, două titanium ingot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, o să fac și... Da, dar prima oară trebuie să folosim... Hai să-i luăm niște aer. Bun, trebuie să folosim acest minunat aparat care mai are 90% putere, care trebuie să construim ăsta. Moon pool ca să pot să-mi upgradez Simof-ul. Dar văd că eu trebuie să-mi fac o bază, că nu vreau să fac o bază lângă. Sincer, chiar așa o să fac, o bază chiar lângă, pentru că nu vreau să fac la distanță. Din cauza că... No, I don't want. O să fac lângă Aurora, pentru că aici am multe materiale lângă. Și nu o să fac acolo, că acolo e o bază și acolo e o bază. Adică... A, deci eu stau aici cu minte și tu vii ca să-mi explodezi ea să-mi mor. Ce oameni răi. Bun. Acolo e un teleportator care mă teleportează dincolo, dar n-am nevoie, așa că mergem aici jos, pe undeva pe aici, bă, trebuie să mă duc acolo că mă omoare. Bun. Ba, e că ne facem pe aici, pe aici așa nu vine nimeni, că n-am chef să mă pun lângă monștri, că nu vreau să visez noaptea urât. Așa că, bun, out, eject, bun, pe tine te vreau, bun. Nu văd nimic, fratele meu, come on, what is this? Aha. Stai mă, cum se vor... Wait a second. Acum era noapte, ziua, acum e noapte? Ah, eclipsă, fratele meu. Asta e eclipsă, nu știam cine mă sunt întunecat dintr-o dată. Wait, asta e mă chiar zi. Wait, what? Eclipsă aici, lol, tată. Mamă, ok, stai că m-am și inspirat. Și n-ai mă vrea de întunericul ăsta. Ok, continuăm. Ei. Aici. Ok, hai să-l facem. Îl punem aici în mânul pulu și îl construim până la maxim. 88%. Este! Deci avem o bază minunată pentru care aproape de aici. Bun, acum deconstruct. Nu vrem să facem niciun deconstruct. O să rămână așa frumos. Mamă, ce tare arată! Super, dar pot să intru? Hei! Hei, o intrare? Ceva? Aha! Te-am găsit, cheșei, carole! Ok, și pe aici unde mă duc? Trebuie scări. Ah, scăream aici. Ok, bun. Deci îmi trebuie prima oară, mamă ce genial, deci aici înseamnă că pot să-mi fac munupulul, așa, știi, deci asta e oarecum o bază în care pot să mă duc cu Simof-ul. Deci Simof, come to Schmirgel, where are you? Aha, aici erai. Bun, după ce avem Simof-ul trebuie să mai cumpărăm un panou. Da, mi-a făcut cercetările. Deci eu mă duc pe aici și bineînțeles Simof-ul se duce așa. Ups. Nu pot? Nu mă lasă? Hey! Zid invizibil! Hey, leave me here! Mamă, deci eu am crezut că... Vai, deci cred că iau țeapă, frate. Ai, câte chestii am de făcut. Bun, facem felul următor. După munipulul ăsta, nouă ne mai trebuie să ne mai luăm... Cum se numește? Where is you? Where is you? Where is... Hey, where is you? Reactor! Reactor! Hey, uranit! Am trei din astea, am trei uranite, am... Două sau trei, trebuie să am două sau trei. Două sau trei, habar n-am. În fine. Bun, na, hai că eu... Stai frate că eu am nevoie de respirație. Breathable-ul. Stai tată. Hei, unde mi-e breath? Nu se poate. Masca mea de breath, where is? Nu, sper să nu fi căzut. Hei, ingatul. What is you here? Ce caută asta aici? Mamă, deci sunt greu de făcut. Două. De ce mi-a căzut din bă ăsta? Deci eu înainte vreau să fac asta, tot am dat eject.
Deci bun, am două, trei, nu, am una singură se pare că. Only one, shoot! Ai, am multe de făcut, dragi prieteni, deci va trebui să mă urmați. Ok, trebuie să bem niște apică. Unde e un fishy ca să ne dea apă? Fishy! Fishy! Ah, here you are, my buddy! Hăpa, hambuschi! Bun. Where is another fish? Ah, uite încă unul. Luăm doi fish să bem niște apică și după aceea continuăm treaba. Fac de felul următor. Da, avem multe de făcut aici. La mine e o dezordine în jocul ăsta. Numai dezordinea a făcut în jocul ăsta și așa că nu e ceva de bine, dar vă rog frumos să faceți să nu vă luați după mine. Bun, deci trebuie să miște apă, pac, pac, pac și pac. Bun, dar trebuie să fac încă un rebreathable din ăsta, ante respirat. Bun, where is you? De ăsta. Nu știu de pe unde era unul. Come on, boys, chiar serios, am avut unul, chiar mi-a căzut din inventar, să l-ai fi aruncat eu. N-aș fac aduce când l-ar... Da, sigur, cred că s-o dă... Ia să-mi un pic, am o întrebare. Titanium. Oh! O să fac titanium, 4 titanium! Aleluia, super tată, pot să fac 4 titanium cu alea, am și uitat. Deci, dacă am nevoie de titanium, știu unde trebuie să iau. Trebuie să iau scrap și de alea, bucățele de alea de nimicuri, ca să fac pentru titanium. Mamă, de ce fain arată baza asta, tata. Ue, hai să o inspectation un pic. Arată tare, tare, tare de tot. Super tare, ce pot să zic. Ok, deci eu se pare că pot să fac. Deci se pare că un nou vehicle. Ce? Mi-a arătat ceva cu un nou vehicle, come on, acum nu mai vedeți. Power zero, da, pentru că am nevoie de nuclear reactor. Am înțeles-ul. Da, deci să fac un rebreed din ăla, va, chiar trebuie să caut. Ok, faza e felul următor. Oricum o să mă duc acolo, deci nu am prea nevoie. Cred că video ăsta nu o să am nevoie să fac de foarte multe. Beacon, nu am nevoie de beacon. Brown suit. O să-mi fie dor de tine, nu știu dacă o să mai fac eu vreodată ăsta, dar cred că o să-l fac, dar mai încolo. Până atunci mai ne jucăm. Mamă, dar mai am multe chestii, fratele meu, ca să iau atâtea. Ok, Seamoth Deep Module MK1. Mie îmi trebuie de la Seamoth panoul respectiv, care l-am găsit aici. Where is the panou? Panou? Where is your... Nu, thermal plant, nu mă... Asta. Computer chip și copper wire. Deci computer chip, chip de computer, nu mai știu ce trebuia pentru chip de computer, pentru că aveam o grămadă de piese lângă mine sau la mine, nu mai sunt acum, nu știu unde mi sunt. Computer chip, odată l-am făcut acum, nu mai merge computer chip să fac shoot. Ok, hai să mergem să vedem cum îl facem. Ok, computer chip, where is you? Here is you. Deci trebuie coral, gold și copper wire. Trebuie copper ore. Mamă mia, iar mă duce la sapă de lemn. Dar mi-am luat o grămadă de cupăruri aici. Știu că mi-am luat o grămadă, prea multe mi-am luat. De fapt, îmi trebuie două cupă, trebuie patru. Una și... inventory full, hai să demergem mai în față. E nevoie în felul următor. Îmi trebuie chip. Ia să vedem, chip. Cupăr wire, mersi. Thank you. Bun. Computer chip. Îmi trebuie unul extra gold și table cu apă, las ușoare. Gold am aici. Am aici la aur, o grămadă de aur am aici, unde, where is my aur? Hey, aur. Aur. Aha. Aur îmi trebuia și îmi trebuia din ăstea. Inventory is full. Shoot! Fuck you! I don't like you. Table core, îmi trebuie mai multe. Lasă aici, în grămadă asta, că n-am nevoie de o grămadă de astea. Diamant am nevoie și de ce n-am nevoie de baba, n-am nevoie de babau. Halo. Stai mă, băi, îmi trebuie și baterii. Oh! Da, copper ore, de să nu am nevoie acum. Ok, că mai iau încă una. Bun, două și o luăm și pe a treia. Yes, sir! Thank you! Let's go to the next one. Bun, computer chip am un acum. Mulțumesc, pufos. Și... Equipment, nu, ce înseamnă equipment nu mai am nevoie, dar o să am nevoie de composition plant pot. Să pun plante. Deci asta înseamnă că uitați cât titaniu am nevoie aici. Deci trebuie la titaniu, tată, de numai. Dar oricum sunt alea bucățile de navă care le pot transforma în titaniu automat. Și copper wire, mai trebuie încă două de copper. Ne întoarcem înapoi, luăm copper. Cupru. 1 și unde al doilea? De clay boy. Copper wire. Thank you. Mergem acum
Dar de ce s-a dus să mai... Nu te bă de aici, mai în jos. Așa, nu te băga. Bun. Stai și că după aceea mă duc imediat la niște cercetation. Mai trebuie încă de aia? Stai mă, fratele meu. Da mă, încă una mai trebuie. Deci, bun. Facem asta. Așa, și acum problema este film. Ah, stai că nu se face așa, se face altfel. Cu minunata asta, mașinuța asta micuță. Unde ești? Aici, tadam! Deci cu chestiuța asta pot să fac materiale. Și asta bineînțeles că merge înăuntru, pentru că eu logic o să am nevoie ca Simofu, că vreau să merg cu Simofu mai mult. Deci am nevoie de putere, am nevoie de ce? Trebuie să fac o bază, frate, de extraterestri. Cum se aude, frate? Ok. Am înțeles. Da, întrebarea este, de ce aș pune chestia asta aici când aici este un zid? Sincer, why should I do this? Se... Hai să vedem ce va ieși. Acum habar n-am, încercare moarte n-are. Bun, am înțeles. Și eu mă bag aici. Nothing duct. Ok, deci asta înseamnă că eu trebuie să mă duc cu minunatul meu Simov înăuntru, să sperăm. Deci nu pot să mă duc. Deci nu pot să... Deci nu pot să pun Simov-ul acolo. Motherfucker. Come on, boys. Nothing duct. Ok. Unpowered. Deci asta înseamnă că mie îmi trebuie... Way, I'm nab. Mie-s nab. Mie-s foarte nab. Cel mai nab om pe care l-ați putut vedea sunt eu. Ok. Deci eu dacă... Compose the climate into electrical. Electrical energy. Use nuclear to generate energy. Yes. Yes. Generate energy. World locker, am înțeles. Aici sunt multe. Fabricator. Mm-hmm. Mama mia, câte chestii am. Aici sunt astea de miscellaneous, interior module, interior pieces. Interior pieces. Da, deci mă trebuie energie până la urmă. Foarte multă energie. Enorm de multă energie. Scanner room. Il campai. Mamă, deci cred că o să-mi fac o bază de o să iasă. E, mamă. Extend range of a power source. Lighthouse, industrial light, desafiul environment, base attached air pump. Stai! Ia stai că eu n-am oxigen aici! Iii, tu nu mă fii atent că n-am oxigen acolo! Aoleu, dar câte chestii îmi trebuie, frate! Deci eu n-am oxigen în aia! Mamă, de interesant jocul ăsta! Deci dacă n-ai oxigen înăuntru, atunci înseamnă că jocul ăsta e chiar fain. Mi-am crezut că e gata, am făcut, am oxigen. De fapt, n-am oxigen aici. Ue, mamă, deci chiar cum să nu ai oxigen, deci stai. Stai. Stai că trebuie să mă prind, să văd cum se face. Bun, deci noi avem acum de solar. Ok. Ăsta unde se pune? Ia să vedem unde îl punem pe nenea asta. Gigi, unde te pun pe tine, Gigi? A, aici te pun pe tine, Gigi. Base air pump. Bun, și dacă am base air pump, eu pot să respir? Nu, nu pot să respir. Wow, cred că va fi mai greu. Cred că mă duc mai încolo să cercetation și după aceea... Da, oricum, ce mi-a trebuit am făcut. Cred că vreau să mă duc încă o dată la Mimoză, să văd dacă chiar pot să fac ceva acolo. Dar bineînțeles, nu când este noapte. Deci nu când e noapte, sincer, nu. Nu recomand la nimănui. Deci dacă eu am aici pompă de aer, asta înseamnă că trebuie să atașez ceva la ea. Hai, mă. Bioreactor și plastil ingot. Bă, ideea este următor. Eu mai am lead, plastil ingot, mă duc să le fac acum. De-aia am zis că preferabil să fac lângă bază, pentru că... Aoleu, că se întunecă, urăsc când se întunecă. Deci nu-mi place absolut de plastil ingot. Mulțumesc frumos. Bun, avem plastil ingot. Cine mai trebuie? Ia să vedem... Lubrica... Nu.
lead, deci 3 lead-uri, deci am două, mai am nevoie de una și advanced kit. Advanced kit cum se făcea până la urmă? Așa, îmi trebuie o din asta, silver ore. Băi, deci cred că nebunesc. Un computer chip, aur. Da. Bă, nu mai am, nu mai am niciun fel de silver ore. Se pare că am dat de jackpot. Apoi aici ce e aici, frate? Uite că am două, gata, nu se happy. Deci e acolo, dar dragi prieteni, nu vreau să știți. Sincer, prefer să las în haos, că știu de unde să le iau după. Facem două din astea. După aceea avem nevoie de aur. Where is the aurus? Nu mai am aur. Serios, chiar atât de sărac am ajuns să mai am aur. Aur, bă! Aur, tată, nu mai găsesc aur. Deci trebuie să mă duc, să plec de aici, să mă duc departe, să caut aur. Și bineînțeles că este întuneric, da. Da, nu e greu de găsit. Du-te la babă, ce era aici? Aaa, de tine chiar am nevoie, chiar am nevoie de lubricant, sincer. Ok, dar nu mai am aur, ok, să vedem dacă mai găsim ceva aici la drăguțele astea. Bă, alo. Aici n-am nimic, la urmă. Eee, cum să nu ai VKS aur? Aaa, și am și silver până la urmă. Stai, frate, de ce? Come back to tati. A, nu, stai că ăsta n-am nevoie. Deci eu am și lead am. Cât de bine sună, cât de bine sună. Lubricant, check. După care, next. Computer chip. Mă trebuie... Cooper. Vedeți faza asta? Faza asta nu-i happy. Cooper. Cooper. Next. Bun. Și dacă computer chip mai trebuie tablet coral. Ok, luăm și niște coral din amici, că aici găsim o grămadă de coral. Uno, hâț, hâț. Dă-mi coa acela, tati, tati, dă-mi coa. Așa, next. Merem sus. Bun, bă, cam obosit un pic. Băi, alo. Așa, computer chip. Deci acum chiar am făcut o grămadă de chestii, sincer. N-am știut că pot face atât de multe chestii. Și copper wire. Mai am nevoie de încă un copper wire. Come on, boys. Chiar îți bate joc de mine jocul ăsta? Că rămân fără copper, sincer. Iartă să mă să caut și nu-mi place să caut materiale. Chiar nu-mi place să mă duc să caut în toată mapa materiale. Să mă gândesc că dacă voi găsi. Bun. Copper wire, încă unul. Happy. Și acum un gold extra. De jocul ăsta își bate joc de mine într-un hal fără de hal. Nu tu, nenea, băști, pa, next. Unde ești? Aici ești, tati. Bun, loc 1, loc... Nu, mă, tu te-am folosit pe tine. GG, nene, aici, așa. Where is the gold? This is the valoare. Ah, trebuie să beau niște apă și să mă duc să mănânc și pe aceea să mă apucăm de cercetare. Advance-ul. Kit-ul avansat pentru oamenii ce le place să construiască, cum sunt eu. Equipment. Și am zis că am nevoie să fac ceva. Ce am zis că fac? Am zis că vreau să fac. Așa, nuclear reactor to generate energy. Dar ideea este că unde se pune reactorul ăsta nuclear? Întrebare, e bună întrebare. Unde punem acest minat reactor, ha? Unde pune reactorul ăsta nuclear? Nu, bă, sus! Where me put this nuclear reactor? Deci va trebui să-mi fac baza mult mai mare ca să pot să-mi cumpăr, să-mi pun sau habar n-am ce aș putea să mai pun, că n-am energie, n-am absolut nimic, ca să-mi chel. Măcar am material pentru ăla de reactor. Hai să luăm niște păpică și să bem niște apă, că ne este sete și ne este foarte foame. Și după ce va ieși soarele, automat mă duc înapoi la Mimoză și o să dau o tură în spatele rachetei, să văd dacă mai găsesc ceva piese importante pe acolo, să văd ce mai este.
Pentru că, sincer, în spatele rachetei chiar n-am mers până acum. Am mers numai prin locurile în care sunt Reaper și, sincer, mi-e frică de ea. Multe persoane care au jucat Subnautica și au văzut monștria s-au lăsat de joc din cauza că e prea înspăimântător. Și, sincer, când am auzit că sunt 22 de Leviathan, Reaper Leviathan pe acolo, am zis, ok, this is not good. A, văd că se face soare, așa că mergem după aceea. Automat mergem, nu, că nu vreau să întunece iar, că n-am chef să mă duc să plâng că vine ceva spre mine și mă mănâncă. Bun. Eu nu cred că până la urmă, n-aș putea să cred că chiar până la urmă nu mai pot să fac nimic cu submarinul. Acolo am avut un robot. Eu mă mai duc încă o dată, că eu nu cred că mai sunt acolo din aia. Scuzați-mă, prieten, dar... Tai, crezi de aici că nu vreau... Că ce știi dacă dau de pe ea și rămân cu naveta mea, măcar să o repar un pic de cât? Thank you, next! Where is the mimoza? Hai, mimoza, încoace! De ce ar mi-a lovit? Come on, boy! What is this? Oh, hai să mergem. În partea aia este, cum am zis, Oh, tu ești! Mamă, ce m-a speriat! Ce faci așa la... Că de obicei locațiile astea le-am văzut și le știu oarecum, deci nu trebuie să fac foarte multe probleme, că nu sunt... monștri mari, în părțile opuse sunt anumiți monștri, de uite, ăștia nu, ăștia nu mă prind, că ăștia au dinții ascuțit atâta. Și fac, atâta, nu e problemă mare. Ce tare se vede că... Ce, baba, tu ești, mama mea, dar chiar îți fac niște zgomote și te uiți în stânga și în dreapta. Oricum, jocul Subnautica o ajung și oarecum la... o parte fiind horror din cauza că adâncurile, deci deep down inside these waters monsters rise from behind, ceva de genul. Și a fost pus și pe un oarecum top de jocuri horror, pentru că sunetele pe care sunt sub apă, nu vezi nimica, deci eu numai cum mă uit așa și e ziua în joc, deja mă... Da. Mai mergem motor încă o dată la mimoză, la fosta noastră mimoză. Eu cred că o să reconstruiesc submarinul again, că n-am ce să fac decât trebuie să-l reconstruiesc. Și să văd, chiar pot să fac ceva acolo, că sincer, mamă, dar de ce se întunecă aici? Iară e eclipsă. Mamă, nu se vede nimic. De iese ceva în fața mea, acum o să fie ceva genul, what is me? 400 de metri și ajungem la old mimoză. Dacă mi se distruge submarinul ăsta mic, asta e. Da, deci aici e albastru. Când e albastru, ceva nu-i bine. Da, s-a aici. Uite-l! Fai! Dar de ce păzești tu ăla, mă, urâtule? Ue, mamă, încă un ue, look at this big guy. Hello, my friend, how are you doing? So far, did you miss me? I'm here and I'm back in black. Da unde mi-e mimoza? Aha! Leave me alone, you sack of shit. I'm not afraid of you anymore. Urât mai faci, nene. Uai, de ce mă... Uai, deci îți doi. Acum cred că o să mor tura asta. Da, nu pot să sar, nu! Hai! Mersi, boy! Este! Deci au rămas aia doi, dar... Da, chiar ăștia doi lângă mimoză, uite că vine! Hai, come to me, my boy! Come to me, my friendo! 5%! Back! Back! Wow! Shoot! Shoot! Nu, deci nu pot să mă duc acolo, clar, nu pot, nu pot, că-mi distruge submarin. 5% săracul meu submarin. Iu, simofu meu, 5% putere. Toi.
Tai. Deci nu, se pare că orice aș face n-aș putea să... Nu pot, nu se poate. Asta e ghinion. Am încercat, dragi prieteni, am încercat. Pentru că acolo e robot. Dar exact în locul ăla în care mi-o disus submarinul, sunt doi. Și nu știu cum se face decât să-i omor. Dar o să-i mor, cred că, greu. Hai să te repară, drăguțul meu, Simo, că atât de mult ai trecut prin atâtea chestii grele. Hai la tăticuțul să te repare un pic. I'm gonna repair you, my friend. Bun. Da, de se pare că n-am cum să mă duc acolo și... Am încercat. I tried, guys. I tried. Ce-ți fac? Asta e. Îmi arată doar punctul că a fost destroy, deci... Și sunt aia doi acolo rămân. Nu se vor teleporta. Decât doar să-i prind cu... Am aici oarecum o armă. De aici. Care trebuie să... Ia stai. Am o armă care trebuie să... Să... Stasis Rifle. A, trebuie să iau două magnetit. Ok. Și am o baterie. Da, Stasis Rifle. Da, deci dacă voi avea Stasis Rifle-ul, atunci, da, aș putea să-i îngheț acolo și să-i oarecum omor. Așa că nu este sfârșitul. Norocul meu că am blueprint-ul de submarin, că cred că o să mă apuc să îl refac. Pentru că sunt anumite locații care chiar aș vrea să le... Întrebarea este în felul următor. Oare dacă fac submarinul și mă duc la vreo... Cum ai știu, submarinul poate să merg până la 900 de metri era submarinul sau 500? Nu, 500 de... Da, 500 de metri era. Oare când mă duc cu 500 de metri adâncime, Simoful, submarinul ăsta micuț, se calculează cât este distanța la submarin în adâncul mării sau începe distanța de la submarin pentru Simo să se calculeze la 200 de metri? Asta e interesant. Dar nu cred. Apoi voi... Da, deci ea doi mari acolo stau și mă lovesc foarte tare și rasem în sulgă Simofu și chiar n-am chef să mai caut materiale pentru că... E mult de meșteșugărit aici. Bun, ce am zis că facem? Mai întâi, mergem frumos. Asta este... Asta. Așa, schimbăm un pic asta, că nu vrem să rămânem fără baterie pe drum. Pe tine te aruncăm, că n-avem nevoie. Mai avem două generatoare de astea mari. Ok, trebuie să cumpăr baterii pentru chestiuțele mici. Bun, acum mergem în partea asta. Nu, mergem în partea, bineînțeles, nu în partea, că partea mi-e frică. Acolo, din cauza la radiație, nu se vede absolut nimic, și eu un Reaper și mi-e frică să nu vine acolo, că fac infart aici. Dragi prieteni, video-ul ăsta e mai mult pentru un fan, să zic. Pentru că de obicei, când vreau să construiesc, să fac chestii, vreau să le prezint că sunt construite. Tic, tic! Dar de ce mai răni pește, nătâng? Cum să mă rănească un pește? Să-mi vină să se ridice, deja e 85%. Come on, și-abia am reparat-o. Deci prima oară la început că am început să joc jocul ăsta și auzeam sunete și vedeam că e adânc, era ceva genul Give me the creep, să zic așa. Dar... aș vrea să mai fac anumite chestii. Sau cred că știu ce pot să fac, dar nu că mă omoară dacă mă duc acolo. Uite aici. Dar nu era aici magnetit? Ia stai, magnetit? Stai un pic, asta nu dă diamagnetit. Numai litium și diamante, din câte știu că dă. Că sincer, mi-aș lua niște magnetit. Și jocul are un mod foarte ciudat de a respawna lucrurile. Că înainte când am căutat piesele pentru submarin, erau tot aici, erau, nu erau la locul lor. Uite, de exemplu, asta nu era aici. Ok. Să mergem să scăpăm de Reaper. Uite, un din ăla, un prieten, un din ăla care nu-i prietenos cu noi. Ba, da, e prietenos. Where is the Reaper? Run! Where is the Reaper? Că l-am auzit. Ok, aici nu văd absolut nimica, guys. Deci nimica nu văd, guys. Help me. What is here? Oops, ouch.
Deci ce nu se vede, mamă, că de sare ceva aici pe mine, mor. Instant mor. Ce? Mamă, dar unde? Pot să mă duc cu simoful meu drăguț pe aici? Pot. Hai mă că puteam. What? Foai, deci nu pot să mă duc să plec, să ies. Și aici sunt locuri care postez cu simoful. Uaaa, că-mi stric simoful. Pe asta-l mai am. Mamă, dar ce urât face naveta asta. Mamă, și ce muzică pe fundal urâtă. Am găsit locația, dar se vede că bă, dar ce urât arată, frate, naveta. Asta înseamnă când e distrusă. Nu, eu plec de aici, că n-am, n-am ce să văd aici, nu, eu plec, fra, nu, că deja m-au luat între muricile, nu, back. Nu, I go back, am auzit un Reaper, eu plec de aici, las Simofu și mă lasă, mă omor și fac altul. Nu mai găsim, am crezut că mai găsesc ceva pe aici, dar nu găsesc nimica. Dar nu mai pot să ieși de aici, m-am blocat, come on! Is this for real? Da, mă, nu mă pot duce de aici. Ia, stai. Uai, dar ce ciudat e, frate. Deci, eu am venit de acolo. M-au mâncat pe mine undeva să mă pierd pe aici. Aaaa, gata, am găsit locația. Pe naiba, că n-am găsit, că e un Reaper aici. Nu, că locolim frumos, că știi că pe acolo. Mergem frumos pe aici, să nu-l deranjăm. Că de sare la pe mine eu fac infart. Și dăm o colo pe aici, așa, ok. Perfect, fuu. Mai bine lovim Simofu de 100.000 de ori, mă, ca să scăpăm de acolo. Am crezut că găsesc ceva interesant, dar se pare că n-am găsit, nu-i norocul meu, așa că go, let's go, bye-bye, have a nice day. Da, deci dacă am nevoie de titan, am scrap metal-ul aici. Nu, deci în partea asta n-am ce să caut, pentru că nu se întâmplă nimic, decât monștri mari și urâți, așa că nu o să continuăm mai departe. Mamă, dar ce urât se face, mamă mea. Ce zicea că e un joc foarte creepy? Da, este un joc foarte creepy. Oricum, în ziua de astăzi, cam asta a fost, nu prea o să mai prezint foarte multe, pentru că eu am încercat anumite chestii, dar se pare că n-am reușit. Și nu prea am răbdare să fac video până găsesc material, pentru că mi se pare o pierdere de timp, așa că e preferabil când vreau să cercetez mai departe, pentru că vreau să mă duc mai adânc, pentru că sunt anumite, de exemplu, sunt anumite upgrade-uri la jocul ăsta care te pot duce foarte, foarte, foarte adânc, sincer. Și eu mă pot duce mai până la 200 de meter cu Simofu și 50 de meter cu Sumarim, dar știu că se poate și mai mult de atâta. Așa că, no. Cum zic eu, till next time, to the next episode, we will see what we gonna do. Baza mea minunată care o am aici, o să am grijă să fac o bază oarecum mișto. Ok.
Cam asta este așa. Pac! Deci, dragi prieteni, cam asta a fost pe ziua de astăzi. Partea de acolo e zonă moartă. Putem să uităm, ne mai putem uita. Ce mă mai interesează este partea aia. Partea opusă, ca fiind aici un... un alt templu care se teleportează exact acolo. Și acolo aia pot să uităm că chiar nu cred că se mai poate face nimica, pentru că dacă trebuie să mă întorc, decât dacă mă duc cu ceva mai sigur, cum ar fi un submarin. Sincer, ar fi interesant să duc un submarin pe acolo, îți dau ocolul în spatele acelei rachete. Oricum, mai o să rămână pe data viitoare la un alt episod cu Minato Subnautica și cam asta vă zic de astăzi, dragi prieteni. Nu uitați să vă abonați în cazul că nu v-am abonat prin minunatul buton de subscribe și ne revedem la viitoare cu alte minunății din acest joc minunat și să iasă mai bine, pentru că cercetările nu sunt chiar așa de departe de a fi terminate. Mai sunt multe chestii de făcut și chiar dau pariu că mai sunt mulți alți leviatani pe care chiar vreau să-i văd și să mă speriu și să sar aici ca un... să fac așa creepy. No. Cam asta e ziua de astăzi, dragi prieteni, și ne vedem la viitoare. Bye-bye!